Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș că este îngrijorat de modul în care actualul guvern repartizează banii pe fiecare localitate în parte. Conform edilului, comuna Alexandru Odobescu a primit fonduri mult mai mari decât municipiul Reședința de Județ. Acesta a declarat că guvernul nu ar trebui să țină cont de culoarea politică a primarilor și să aloce bani în funcție de nevoile reale ale comunității. Călărașul ar avea nevoie de bani pentru dezvoltarea infrastructurii și crearea unor noi locuri de muncă. Avem nevoie de finanțare guvernamentală. Văzând ce s-a întâmplat la ultima rectificare, când Călărașul a primit 100.000 de lei, iar o comună de lângă noi, Lobescu, 354.000 de lei, alta 400.000 de lei, nu mi s-a părut corect ca această împărțire să se facă pe criterii politice. Eu am declarat atâta vreme. Deja au trecut 3 luni jumate, când am zis că trebuie să termine campania electorală, trebuie să intrăm în linie dreaptă, să facem ce trebuie pentru călărășenii noștri. Nu mai suntem în bătălie politică. Adevărat, construim fiecare partid politic, ne adunăm membri, ne adunăm simpatizanți lângă noi, dar toți fac parte din Călăraș. Și atunci, noi trebuie să construim împreună. Fie că e galben, fie că e roșu, fie că e verde, toate forțele politice care au ajuns în Parlament trebuie să lucreze pentru comunitatea lor. Trebuie să aducem bani la Călăraș, fie prin CNI, fie prin fonduri europene, dar fără a ne pune piedici. Noi am simțit lunile acestea că s-a încercat anumite piedici. Înainte ne combăteau, ne criticau. Spuneau că prefectura blochează, face prefectura pesedistă. Am văzut în ultimele luni că prefectura PNL ne-a blocat proiect și la județ și la municipiu. Haideți să ne dăm mâna, pentru că trebuie să dezvoltăm orașul. Avem proiecte, care le implementăm. Avem fonduri europene care trebuie să le atragem, să le aducem și să implementăm, pentru că exercițiul financiar se închide în 2023. Și atunci noi, dacă ne punem piedici, nu facem bine la nimeni. Că nu le ia nici duce acasă, nu le facem pentru comunitate. Vedeți foarte bine că nu avem infrastructură, nu avem infrastructură pietonală, rutieră. Avem foarte multe lipsuri. Avem cartiere în care trebuie să ducem apă potabilă, trebuie să ducem canalizare. Nu trebuie să uităm, avem cartierul care numim de tine și ce am făcut acolo? Nu am făcut nimic. Acolo trebuie să aducem fonduri europene pentru infrastructură rutieră, pentru infrastructură de apă și canal. Pentru că numai așa putem să acoperim zona respectivă. Haideți să ne dăm mâna să uităm de bătăliile politice și să facem toți ceva pentru Călăraș. Proiectul de port turistic era al Consiliului Județean. Afectează oarecum și municipalitatea. Cine puteți spune despre acesta? Se vor tăia investiții, dar despre Palatul Prefectului. Deci, asta, tot ce mă întrebați acum, este în curtea Consiliului Județean. Așa cum bine știți, Palatul Prefecturii este deja licitația terminată, o să se apuce de treabă. Primăria are numai parcul, dar sunt discuțiile în momentul în care deja discutăm când se va termina parcul. Noi trebuie să deja să avem un parc cu peisagistică adecvată pentru un palat. Deja gândim cum să dezvoltăm această zonă, pentru că știți foarte bine că cred că prin iunie, iulie se va termina, sper eu, licitația pentru modernizarea Bucureștiului și va începe de la combinat până la modelul. După aceea va fi zona pietonală de centru, pe care o vom lega cu acest parc care vorbim la Palatul Administrativ. Nu e nevoie de infrastructură rutieră, așa cum bine am spus și în campanie, vă spun că deja am terminat licitațiile pentru modernizarea străzii Plevna, Rahova și Victor. Este un contract multianual în care în fiecare an vom face câte o stradă, pentru că valoarea unei străzi e undeva la 45-46 de miliarde. Contractul total mi se pare că este undeva la 130 de miliarde. Am început deja, am terminat licitațiile de reparații pe strada Luceafărului, am terminat atribuirea pe strada Zefirului, va urma și strada Borcea, cu parcările respective, pentru că trebuie să fluidizăm traficul de pe Titulescu pe Știrbei,
Vrem să dezvoltăm toate zonele dintre blocuri, să le asfaltăm, pentru că dacă începem cu modernizarea Bucureștiului, să dăm drumul la trafic pe zonele dintre blocuri și trebuie să le facem niște condiții foarte bune. Am depus toate documentele pentru asfaltarea Bicevodă, pentru că nu uităm pe nimeni, pentru Bulevardul 1 Mai și strada Mihail Cugălicianu. Sperăm să obținem finanțarea pentru a asfalta acest, dacă nu trebuie să ne gândim la alte fonduri, chiar fonduri proprii. Sunt foarte multe stres care le avem în viitor, avem lucrările care trebuie să facem, am făcut deja devizele și știm exact ce ne costă pentru cartierul Ceremac, știm cum să intervenim în cartierul Farfuria, eu sper că anul acesta să termin și cartierul Ceremac și cartierul Farfuria, să le asfaltăm, să le aducem la condiții civilizate de viață. Deși acum ați văzut, eram în urmă cu canalizarea de Mărgulegi, acolo am reușit să impulsionăm antreprenorul care era acolo și deja dacă vă duceți, vedeți că vedeți deja se lucrează, chiar dacă este iarnă, pentru că nu vreau să fac rabat de la termen. L-am spus că dacă mai sunt 6 luni, dacă într-un an de zile au făcut numai 900 de metri de canalizare pluvială, am zis să respecte termenul, următoarele 6 luni să termine tot ce este în Mărgurean, pentru că nu lăsăm promisiunile din mână. În sensul că dacă anul acesta terminăm canalizarea pluvială și menajeră undeva în vară, ea tot va lucra. Și anul acesta se va așeza, iar la anul putem, de anul ăsta putem să pregătim finanțarea pentru a începe asfaltarea și în cartierul Mărgurean. Piața Bazar, Piața Centrală? Piața Bazar, Piața Centrală. Piața Centrală sau Bazar? Amândouă. Ce termen estimați vor avea de execuție? Păi e Piața Centrală, sau Unirii, cum e denumită acum, și acolo am întâmpinat probleme, am stat, așa cum vedeți, în fiecare săptămână sunt la lucrările respective. El are termen până în 2022. Dar eu am spus că vreau să terminăm în 2021, cel târziu în toamnă, pentru că nu mai vreau să mai stau oamenii chinuiți în piața afară, unde e frig, cade cortul, dacă ninge, e o problemă acolo care trebuie rezolvată. Așa cum am rezolvat și la Piața Mic, când am spus că trebuie să intre oamenii în cală, au intrat în cală. Acum, așa cum ați văzut, deja iarăși lucrări interziate, nu știu și nu vreau să mai pun problema de ce n-am făcut-o, s-a licitat acum în 2019, s-a licitat bazarul, s-a câștigat, nu s-a făcut nimic un an de zile, un an și ceva de zile. După ce am preluat mandatul la primărie, am mers în mijlocul oamenilor din bazar și m-au rugat să-i mai las încă 3 luni de zile până la sfârșitul decembrie ca să nu intervin acolo să demolez. Așa, acest lucru s-a întâmplat. În 31 decembrie am terminat și am început să lucrăm să facem bazarul. Pentru că, iarăși trebuie să spun că tot pentru comercianții de acolo și pentru oameni să creăm niște condiții civilizate. Pentru că dacă mai întârziam încă o lună, două luni, iar aduceam iarnă, iar stăteau în frig, iar nu era cum trebuie. Și atunci contractul este de a-l face în 6 luni de zile de la darea ordinului de începere. Eu estimez să fie undeva în septembrie, octombrie, să fie gata și bazarul.